Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. Astăzi vom discuta despre o descoperire recentă făcută la Episcopia Romano-Catolică cu preotul Cornel Cadar, purtătorul de cuvânt a Episcopiei Romano-Catolice. Bună ziua, părinte, sper că nu am greșit funcția. Bună ziua, totul în ordine, mulțumesc. Da, purtător de cuvânt, nu? Sigur, consilier la Episcopia Romano-Catolică și purtătorul de cuvânt. Părinte, vrem să discutăm despre ce s-a descoperit la Episcopia Romano-Catolică. Și este vorba despre niște vestigii ale, de fapt nu vestigii, ci niște morminte, nu? Care am înțeles că atestă unele din secolul XI. Nu. Mai precis, Episcopia se pregătește să consolideze catedrala pentru că are nevoie de renovare și de consolidare, inclusiv de renovarea picturilor. Inginerii au dat soluție pentru asta, s-a pregătit un dosar, s-a înaintat încă de anul trecut, de prin iulie, și el este acum la București și se așteaptă să fie aprobat, inclusiv finanțarea, pentru că este monument istoric. Așa este, da. Și că nu putem să facem ce dorim noi. Ci fără Ministerul Culturii și a Cultelor nu se poate face. Trebuie să respectăm legile care sunt în vigoare. Pentru asta, înainte de a începe consolidare, era nevoie de săpături arheologice, de acordul arheologilor, ca să putem merge înainte. În acest sens, s-au demarat aceste săpături arheologice la finalul anului trecut și la începutul anului acesta. Săpăturile continuă și în momentul de față. Sub coordonarea doamnei Stella Cheptea, arheologul și domnul Bobby Apăvăloaie, și s-au făcut săpături în partea de răsărit a bisericii, în așa numita zonă pe care noi o numim sacristie, locul în care preoții se îmbracă și se pregătesc pentru Sfânta Liturghie și apoi ies la altar. Acolo s-a săpat până la 4 metri și jumătate până s-a dat de pământul galben. Aici s-au descoperit peste 30 de schelete. Cele mai multe sunt creștine, sunt în poziție firească, cu mâinile pe piept, așa cum este mormântat orice creștin. Un schelet dă de gândit, pentru că este într-o formă chircită. Arheologii nu știu ce este cu el, dacă vine de la o calamitate sau dacă este mai vechi decât celelalte care sunt creștine. Bun, dar vreau să vă întreb un lucru. Aceste oseminte au fost găsite la același nivel sau pe straturi diferite? Au fost găsite în 4 sau 5 straturi diferite, de la 2 metri și jumătate până ultimul la 4 metri și ceva. Erau amenajate, știu, morminte, se vedea clar că... Se vedeau că erau înmormântați. Unii sunt mai vechi, alții sunt mai noi. Ei urmează să fie datați. Au fost descoperite pe lângă unele schelete și monede. Moneda, după ce este curățată, dă un indiciu când anume a fost înmormântat omul respectiv. De asemenea, au fost descoperite fragmente de teracotă și fragmente ceramice, care la fel dau un indiciu al vechimii zonei respective. Și ceea ce mai este interesant, că s-a descoperit o aglomerare de pietre așezată într-un fel ciudat, într-o formă de semicerc. Arheologii opinează că ar fi de la o apsidă a unei vechi biserici. Încă nu s-au pronunțat, așteaptă să se sape în continuare, să vadă dacă există legătură cu zona bisericii, cu zona prezbiterului, și apoi să se pronunțe. S-a găsit și mai jos un fel de podea cu mortar, nisip, cu var compactă pe o suprafață foarte mare. Care ar presupune că ar fi vorba despre... Nivel de călcare, de un nivel exact. De sigur că da. Bun, dar eu nu înțeleg un lucru, pentru că ele au fost găsite pe mai multe straturi și spuneți că de la 2 metri, nu până la 4 metri. 4 și jumătate. 4 da. Și jumătate. În momentul când a fost ridicată episcopia și s-au făcut lucrările pentru, s-au săpat pentru fundație, nu s-au descoperit aceste vestigii? Păi biserica este veche, 1789. Bun, există însemnări, presupun, undeva. Domnule, când s-a săpat, vedeți, cu cât mergem în spate, în istorie, cei vechi nu erau așa interesați foarte mult de trecut. Ei mergeau într-o
firesc înainte, construiau, se dărâma vechea biserică, construiau alta. Bun, acum vreau să vă întreb un lucru. Există cumva vreun obicei sau a existat, nu că există, a existat vreun obicei ca anumite persoane importante să fie îngropate în interiorul unei biserici? Da, deci s-au făcut apoi săpături în ianuarie și în februarie și asta este a doua etapă. S-a început săpăturile în catedrală, în prezbiteru, în fața altarului mai precis. Da. Acolo s-a descoperit mai întâi vechea apsidă a bisericii din 1789, care a fost sfințită la 15 august, avem documente, da. 15 august 1789, sfințită biserica aceea, care a fost terminată și apoi biserica aceasta a avut parte de numeroase transformări, pentru că au venit incendii, cutremure. S-a refăcut, s-a și renunțat. S-a mărit. În 1864 s-a început mărirea acestei vechi biserici, apoi ea s-a transformat în catedrală, pentru că episcopia a fost declarată ca atare, episcopie de Iași, și centrul era Iași, și ca atare biserica respectivă era catedrală. Ei bine, apsida acestei biserici din 1789, dinainte de a fi fost mărită, s-a descoperit acum. Apoi s-au descoperit morminte despre care știam, majoritatea lor știam, ale unor episcopi, al mormântul primului episcop de Iași, Nicolae Iosif Camili, apoi a unui episcop mai vechi, pe când zona aceasta era vicariat apostolic, se cheamă Iosif Salandari. Apoi s-a descoperit tot așa mormântul primului episcop român de Iași, Mihai Robu, despre care la fel știam că rămășițele pământești au fost aduse de la Beiuș, el a murit în refugiu, în război la Beiuș, apoi au fost aduse în timpul comunismului. Deasupra mormântului s-a descoperit o sticlă care era închisă etanș cu un document înăuntru în limba latină care spunea povestea vieții lui și faptul că a fost adus în această catedrală și înmormântat. Dar surpriza cea mai mare a fost că tocmai în centrul apsidei, sub altarul vechi, a fost găsită o criptă. O criptă lungă de vreo 3 metri și arheologii credeau că acolo sunt, știu eu, vechi episcopi și preoți care au fost adunați atunci când s-a mărit biserica și au fost înmormântați acolo. Când s-a pătruns acolo cu o lumină și cu un aparat de fotografiat, surpriza a fost că e goală cripta respectivă. O criptă goală. Goală. De la bolta de sus până jos la pământ sunt 2 metri. Acum, cripta aceasta a trezit cele mai multe întrebări. La ce folosea? La ce folosea? Să fi folosit pentru ulterioare mormântări și apoi să se fi uitat de ea? Să fie totuși înmormântați anumiți episcopi sau preoți în pământ? Ei, nu știm. Dar urmează, urmează să fie descoperit într-o parte și să se sape în pământ, să se vadă dacă există ceva acolo, vreun mormânt. Bun, vreau să vă întreb un lucru. Pentru faptul că au fost descoperite osemintele și a unor episcopi care au slujit, se va face o slujbă în momentul în care sunt convins că aceste oseminte vor fi mutate, nu? Pentru că trebuie anumite evident lucrări de consolidare a fundației și a clădirii ca atare. Documentele spun că există peste tot în biserică, pe lângă pereți, pe astfel lângă ziduri, astfel de morminte, pe unii știm, pe unii nu știm. Se vor face, se vor termina toate săpăturile, se vor descoperi toți. Evident că pentru a facilita lucrările de consolidare se vor aduna și apoi va fi, așa cum spuneți dumneavoastră, o slujbă și se vor pune, vor fi mutați într-o criptă toți, vom ști exact cine și cum este, nu? Și se vor pune așa cum cu rugăciuni și cu o slujbă. Bun, dar ce rămân vestigiile ca atare construcții? Ați spus că s-a găsit acea podea, acea criptă zidită. Exact, și acum arheologii așteaptă să descopere fundațiile vechii biserici,
adică cele mai vechi biserici, pentru că deja sunt indicii, săpăturile arheologice au fost făcute și în afara bisericii, în anii 90, 91, 92. Și au arătat indiciile. Și au arătat, sunt monede descoperite din secolul 15-16, plus că noi avem niște documente indirecte, adică alții povestesc, de exemplu, că Lațcu Vodă, care s-a convertit la catolicism, ar fi dat pământ bisericii în zona în care pentru este a fi edificat. Și a construit o biserică. Asta înseamnă 1370, sfârșit de secolul 14. Arheologii, după indiciile pe care le au din afară și dinăuntru, așteaptă să descopere fundațiile vechii biserici de la sfârșit de secolul 14, început de secolul 15. Documentele ne vorbesc în succesiune, una după alta, de vreo 5 sau 6 biserici construite în zona respectivă. În zona respectivă. Acum urmează și o întrebare firească. De obicei, când se descoperă astfel de vestigii istorice, ele sunt puse în valoare. Are Episcopia Romano-Catolică un plan? Sigur, în dosarul acesta despre care vă povesteam că este înaintat, e notat și obiectivul acesta, de a fi puse în valoare vestigiile care se găsesc, fundațiile sau știu ce se mai găsește înăuntru, printr-o construcție similară ca la Palatul Culturii, cu sticlă deasupra, în așa fel încât toți cei care vor veni acolo să vadă, și asta este interesant și pentru noi, pentru că este istoria noastră acolo. Așa este. Dar este și istoria Iașului în același timp, că nu-i numai... Este nu numai istoria episcopiei. Normal, este istoria întregului municipiu, dar vreau să vă întreb un lucru totuși, pentru că a spus că se cunosc diferite morminte chiar pe lângă fundația bisericii. Nu se cunosc, știm că există. Știți că există. Bun. Stau și mă întreb, consolidarea acum a clădirii, soluția tehnică, ați văzut-o, presupune mărirea fundației cumva, presupune, știu eu, lucrări care ar putea să fie îngreunate datorită acestor vestigii istorice? Din ceea ce știu eu nu mă pricep așa mult, dar domnii ingineri spun că e nevoie de o consolidare la bază, la baza fundației existente acum. Ca să nu acum. Se... Ca atare, mormintele, evident că încurcă, ca atare ele vor fi scoase. Da, dar... Celelalte vestigii, celelalte, ați spus de acea podea. Alea nu încurcă. Deci alea sunt în centru cumva, pe centru bisericii. Știu că la o astfel de întărire a fundației vin cu tot felul de utilaje. Ei, sunt soluții în care să se salveze aceste vestigii. La fel de interesant este că noi cunoaștem din documente, de exemplu, că un preot care a murit în faimă de sfințenie, adică a fost considerat de oameni sfânt, îl priveau într-un mod deosebit oamenii, la Răchiteni, undeva lângă Roman, da. Preotul acela a fost înmormântat acolo la Răchiteni și pentru că siretul mânca din cimitir și se apropia de biserică, ei s-au hotărât ca să-l dezgroape și să-l aducă la Iași, să-l aducă într-un loc mai sigur. Preotul a murit prin 1765, în perioada aceea, a fost dezgropat în 1813 și a dus și îngropat în catedrala din Iași. Acum, una din ipoteze este că cripta aceea ar putea să fie pentru el. Acea criptă goală să fi fost, de fapt, pregătită pentru el. Pentru el să fie mormântat de desubt. Nu știm. Sau să fie mormântat undeva mai în față, încă nu s-au făcut săpături acolo, continuă să se facă. Ceea ce tot la fel de interesant, în sacristie, pe verticală, când s-a săpat 4 metri și jumătate, se văd acum, unul care merge acolo și vede, automat vede straturi orizontale. Cum s-au trecut ani. Dar da. Sunt straturi de foc, de arsură, arătând, de exemplu, vicisitudinele prin care a trecut spațiul acela. Corect. Secolele în care... Este o istorie vie. O istorie o vie. O vezi. Noi cunoaștem în document, de exemplu, Ioan Vodă cel Cumplit, atât de supărat au fost pe catolici, încât el a zis, nu mai vreau să mai văd nicio biserică catolică. Le-a culcat pe toate la pământ și le-a ars, inclusiv pe cea din... Și acolo se vede pe acel... E posibil să fie și aia. Au venit cazaci pe timpul lui Vasile Lupu. La fel au făcut. La fel au făcut și au ars totul. Bun. De asta știm din documente. Toate aceste obiecte care le găsiți acolo vor fi expuse publicului într-un muzeu? Sigur. Deci în momentul în care se va face inventarierea lor, datarea lor, ele vor
se vor pune undeva pe lângă zidurile catedralei. Sau se va găsi un spațiu. Ieșenii vor putea să vadă aceste... Să vadă aceste și cu explicații, cu tot ce trebuie. Da. Mulțumim pentru participarea la emisiune, părinte. Doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția de astăzi. Vreau să vă spun, cum a spus și preotul Cadar, la sfârșitul acestor lucrări veți putea vedea ceea ce înseamnă istoria Iașului expusă publicului. Până data viitoare, cele bune, la revedere!